Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aparent, schimbarea frecventă a joburilor aduce un salariu mai mare, arată unele studii, deci cred că aici greșim. Categoric. Dacă ar fi să fie. Bine, asta dacă nu schimbi frecvent joburile pentru că ești dat afară. Atunci nu știu dacă mai poți obține și salariu mai mare. Dar dacă iei tu decizia să schimbi frecvent jobul... Cine știe că te-a dat afară? Da. Cine știe că te-a dat afară? Da, se mai aude în piață. Băi, eu într-o vreme am mai... Stai puțin, că tu vorbești de joburile noastre care sunt destul de puține și, într-adevăr, industria e micuță, da, și se aude. Dar oamenii, niște oameni normali care ne ascultă acum și care... Aha. Sunt dați afară. Cine știe că pe ei a dat cineva afară? Eu într-o vreme am fost șef. Lucru pe care regret din multe puncte că am pierdut mult timp din viața mea, dar și-a fost interesant și din punct de vedere psihologic. Și vreau să vă spun numai una dintre întâmplări, apropo de un salariu. Asta cu salariile era una dintre cele mai mari probleme, nu mai dezvoltăm, nu mai revenim, în fine. Și a venit un coleg la mine, era producător. Și zice, bă, te rog eu frumos, trebuie să mărești salariu. Băi, zic... ca să-ți măresc salariul, trebuie să faci ceva în plus, ai producții, nu știu, fac șef, orice, trebuie să neapărat să măresc salariul, pentru că m-am certat cu iubita și noi aveam luat un credit împreună pe casă și ea a plecat și nu mai plătește și acum eu trebuie să plătesc toată rata și nu mi-ajung banii și o să pierd casa. Și zic, bine, ok, dar știi că nu așa, adică nu pot, asta nu e o justificare. Și am găsit noi o formulă prin care el mai făcea niște lucruri și m-am dus la șeful meu cel mare să-i cer mărirea de salariu. Și mi-a spus cinstit despre ce este vorba, după care i-am zis, uite, da, omul mai face și asta. Și ăla mi-a zis, bă, nu așa, o, te păcălește, o să ai să vezi că o să ți-o tragă. Nu, mă jur că e bine, că garantez pentru el că tot o să fie regulă. I-a mărit salariu, a fost o mărire de 50%. Frumoasă, omul a fost fericit, după o lună intră în birou, băi, zice, să știi că eu plec. Cum adică pleci? Da, pentru că mă duc la altă stație, pentru că am primit un salariu mai mare. Mă zic, dar îți bagi joc de mine, adică acum o lună ți-am mărit salariul, că m-ai rugat, că m-am dus, mi-am pus obrazul. Mi-a zis ăla, șeful meu, mi-a zis că o să-ți bagi joc de mine și tu îți bagi joc de mine. Bă, zice, îmi pare rău, dar mă duc pe un salariu mai mare. Bună, deci, soluție. Bună soluție, știi? Și mi-am dat seama, bă, până la urmă, stai frate, că nu tu ești patronul locului în care lucrezi. În cele mai multe cazuri. Adică nu tu ești patronul. Sigur, e bine să-ți dedici efortul, să fii creativ, să faci ceva, să... Dar până la urmă, știi? Dacă cineva îți face o ofertă mai bună și în partea asta nu ți se răspunde așa cum trebuie, ce faci? Uite, Alexandru ne spune că scrie la carte că la 3 schimbări dublezi salariu. Serios? Da. Mm-hmm. Noi n-avem de unde să știm asta, într-adevăr. Eu am avut 2 joburi toată viața mea. Aici, da, greșeală mare. Și aici se simte categoric că pe partea financiară e dezastru. În schimb, am aflat că cel puțin în mediul corporatist este o regulă de aur asta. Uh-huh. Dacă vrei să-ți crească salariul, ceea ce mie, așa din exterior, mi se pare o tâmpenie. Adică, uh-huh, mie mi s-ar părea că ar trebui să investești în oamenii pe care ai și despre care știi că dau randament și cu care îți faci treaba. Pentru că... Ești de modă veche. Am văzut multe exemple, să știu, unde au fost lăsați oameni să plece. Da, și au venit alții pe salarii mai buni. Și au venit alții pe salarii mai mari și care habar n-aveau să facă nici jumate din cât făcea la care a plecat, da, și a trebuit să tot recruteze, să... Creativi, sunt... Cine? Au energie. Ăștia noi care vin, ceilalți sunt blazați. Nu neapărat. Nu? Nu, tocmai asta e. Dacă tot au început să vină mesaje. E o putumă falsă. Da. Zi. Frate, pentru... Deci când și cum ai obținut cea mai mare creștere de salariu din viața ta? Asta e tema zilei. 0372069599, telefoane. Nu ne interesează locul de muncă neapărat, ci nici măcar sumele, dar povestea în sine. Cum ai obținut o mărire de salariu? Poate la același loc de muncă, poate ai plecat. Nu în te altă uita parte la mine, că eu n-am obținut. Nu mă uit, dialoghez cu cineva. Uite ce spune. Mă uit în aer. 0372069599 și mesaje pe WhatsApp 0728 3132. Când și cum ai obținut cea mai mare creștere de salariu? Oamenii au început deja să reacționeze. Aurora ne spune că și-a schimbat recent locul de muncă, dar salariul ce a fost oferit ca să rămână era mai mare decât, uh-huh, cel pe care, pentru care a plecat.
Doar că oferta a venit mult prea târziu. Că, într-adevăr, mulți angajatori așteaptă, știi, tu spui o dată, de două ori, de șapte ori că ești nemulțumit. Uh-huh. Dar ei așteaptă până în ultimul moment și când te duci și spui la revedere, am plecat, stai, dom'le, unde pleci? Da. Eu să plec, v-am spus de un an, doi, șapte. Hai, dom'le, nu vrei să rămâi, că uite, acum am reușit să obținem niște bani. Și, uh-huh, și adevărul e că jos pălăria pentru cei care nu acceptă oferta să rămână și își văd de viață. Deci aici greșesc. Da. Eu am de 24 de ani stau aici. Măi, ce să spun? 0372069599. Vă așteptăm în direct și evident mesaje pe WhatsApp 0728 3132. Când ai obținut cea mai mare mărire de salariu din cariera ta? Asta este întrebarea. 0372069599. Să vedem cât timp avem ca să putem să luăm toate telefoanele, să dăm toate mesajele. Eu stare curios să aflu care și ce strategie a avut. Bogdan, bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Eu chiar am avut exact situația pe care o spuneți voi. Adică? Care dintre ele, cum cităm eu? Cu mărirea plecând. Eu m-am angajat prin 2017 în IT, vreau să revin în IT și am acceptat un salariu mai mic. Da. Discuții periodice cu șeful despre mărire, că salariul era mic, eu mă integrasem, îmi făceam treaba, venea cu procentaje inclusiv până la 10%, spunându-mi că și cred că era adevărat că atât s-a aprobat, că s-a mers inclusiv la share-ul din afară, și foarte greu, deși corporația era foarte mare și îmi plăcea foarte mult și mediu și tot, dar problema era salariu. Da. Am aplicat la altă companie și am cerut peste 100%, deci mult peste 100%, știind că colegi care fac ce fac eu în aceeași echipă cu mine luau acel salariu și mi l-au dat fără să clipească. Ok. Deci, și la locul tău de muncă, care a fost reacția când ai spus că pleci? Inițial a fost, șeful, eu o să plec, a zis ok, hai să discutăm. După am spus bugetul cu care o să plec, a zis a, ok, baftă. Și asta a fost. N-am cum să te păstrez. Dar ironia e că s-a deschis poziția mea pe un buget aproape mai mare decât cel pe care am plecat. Da, domnule, asta este exact ce spunea, asta exact Luca, ce spunea Luca, știi? Băi, nu, sunt oameni buni care pot să se ducă în altă parte pe bani mai buni, nu li se dă nimic, pleacă pe bani mai buni și după aia pe poziția lor vine unul nou pe banii pe care îi ceruse ăla. Este uluitor. Asta n-a reușit să o înțeleg niciodată. Cristian, bună dimineața! Salut, Cristian! Salut! Bună dimineața, băieți! Salutare! Eu am lucrat foarte mulți ani în presa de stat, dacă vreți. Nu vă spun neapărat în care instituție. Păi, Agel Press, TVR sau Radio România? Una din astea trei, dacă vreți, și nu la București. Și nu știu la voi în presa privată cum funcționează, dar știu că unde am lucrat eu foarte, foarte mulți ani, peste 15 ani am lucrat acolo, lucrurile erau așa. Deci, ori erai parte din gașca conducerii, ori nu erai parte din gașca conducerii. Și tu nu erai. Dacă erai la putere, mergea bine, dacă erai în opoziție, suferai. Dacă erai la putere, era excelent și aveai un salariu chiar important. Da. Îmi amintesc că pe vremea aceea, și gândiți-vă că vorbim de peste 10 ani în urmă, șefii aveau mii de euro pe lună. Mii de euro pe lună. Discutăm de acum 9, 10, 11 ani. Tare. Asta la audiențele la care știm că facem vorbire, că vorbim de presa în de teritoriu? Stație. În teritoriu, spui? În teritoriu, da, în teritoriu. Mă cu tot cu sporuri, se administrează local cu tot acolo. Ce trebuie. Deci la capătul zilei tragi linia, așa. Bun. Eu, care nu eram parte din din establishment și din cei favoriți, n-am avut ani de zile și până în capăt niciun fel de mărire. Și până la urmă, cum ai obținut mai mult? Și am obținut o copilă, așa cum toată lumea obține. Absolut. Absolut copilă, și anume era un șef de sindicat care era destul de cunoscut și la București, și l-am rugat pe ăla. Zic, bă, uite-te, asta e situația. Zice, bă, știu foarte bine cum funcționează lucrurile, hai să încerc să fac ceva pentru tine. Și acel mare ceva pentru mine am semnat o mărire de salariu de 190 de lei pe lună. Te-ai spus. Mulțumim. Da, mulțumim mult, Cristian, pentru onestitate și pentru poveste. Foarte mișto. Uite, Ionuț din Timișoara ne povestește și mi se pare foarte tare. A aflat că salariile celor noi sunt mai mari în companie, fapt pentru care, zice, mi-am dat demisia și m-am depus din nou CV-ul la aceeași firmă pe același post. Bă, mi se pare măcar că acest genial. Am reușit să-mi dublez salariul în decurs de un an și jumătate. Prima dată am primit o contraofertă după ce acceptasem un alt post
iar apoi m-au angajat cei de la concurență cu o nouă ofertă. Ce tare! Nelu, bună dimineața! Bună dimineața, Nelu! Neața! Bună dimineața! Salut! Acum, să zic, 8-9 luni am mers la șeful meu să-i spun, mă, au crescut prețurile, vreau și o mărire. Mă gândeam undeva la 500 de lei. Și zice, analizăm, rămânem și analizăm. După două săptămâni a mai venit partea a doua de salariu, analiza a rămas că nu se poate. Că nu se poate, da. Da, nu se poate, zic, atunci trebuie să-mi caut. Au venit două oferte, nu știu, în două săptămâni, fără să caut foarte tare. Și amândoi erau sensibile, egale, cu 45% mai mari decât cât câștigam acolo. Da, și cu, după aceea, după ceva timp, am aflat că a angajat pe postul meu pe cineva care nu avea experiența și expertiza mea, dar pe un salariu mai mic al meu. Un salariu mai mic. Mic. Da. Mai mic decât îl avusesem eu, da. Pentru astea că sunt niște patroni cu o viziune excepțională. Da, astea sunt care foarte buni. Caută mereu să angajeze cât mai ieftin și fără expertiză, astora le prevăd un viitor mare. Vezi că mai sunt și cazurile care se disponibilizează locuri de muncă, pentru că un om sau altul pleacă în altă companie și nu mai angajează pe nimeni, adică să vezi acolo. Nimic, da. Cătălin, bună dimineața! Salut! Neața! Salut, băieți, bună dimineața! Să trăiești! Eu sunt kinetoterapeut de profesie. Da. Așa, și am lucrat la o clinică din București. Nu te auzim prea bine, te rog să vorbești mai tare, mai aproape de microfon. Că aveam, te auzim. Aveam program de 4 ore. Da. La o clinică din București. După care, o perioadă. Și s-au gândit ei că ar fi mai bine vânzându-mă să mă descurc și că pot să fac multe chestii. S-au gândit că, domnule, hai să te angajez pe 8 ore. Numai că salariul nu se dublase. Adică, da. Mă, normal, așa ar și ce ai făcut? Ce ai făcut? Până la urmă am acceptat să încercăm așa de probă cu speranța că salariul meu va crește. Și a crescut sau nu? N-a crescut. N-a crescut. Nu, frate. Și atunci ai început să lucrezi pe cont propriu, așa e? Da. Da, asta este. Păi în kinetoterapeuții pot fi antreprenori și pot câștiga foarte bine și oricum faceți o meserie care este grozavă. Adică trebuie să știi mult ca să poți să faci kinetoterapie corect. Ion, bună dimineața! Salut, Ion! Bună! Au, bună! Te rog! Te ascultăm, vă să știi. Sunt în calitate de angajat al statului român. Da, sunt model. Angajat model. Să vorbești mai tare, te rog. Mă auziți? Da, bună, da, am un grozav, dar zi mai tare, te ascultăm, hai. Da, conduc de aceasta, suntem pe Bluetooth. Deci vă sun în calitate de angajat al statului, model sau nu, nu știu, părerea mea este subiectivă. Da. De fapt, dumneavoastră știți și toți ascultătorii când s-au mărit salariile noastre în învățământ, încă sunt o rușine în opinia mea, da, având în vedere importanța la ceea ce facem. Da, corect. Am fost păcăliți și în continuare suntem umiliți, în opinia mea. Da, adică nu ați primit măririle promise, nu? În urma grevei. Nu, sub da. Nicio formă. Sub da. Nicio formă și am primit carduri, vouchere pentru copilul meu. Spunea, doar la bunica am mai văzut cardurile alea de ajutor social. Pentru ce sunt la voi? Statul a câștigat de două ori. Da. Odată că nu se socotesc la procentualul la care ne-am fi dorit. Dar noi, Ion, și a doua oară că Ion, nu se socotesc pentru pensie. Să știi că am văzut că există deja profesia de meditator și sunt oameni care spun eu sunt meditator, nu sunt profesor. Și au dat demisia din învățământ și nu fac decât meditații, au devenit antreprenori. Bravo lor! Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.